în primul rând, din punct de vedere al calității jocului, lucru pe care mi l-am dorit cel mai mult. Dacă uită cineva, am venit la echipa națională sub 21 într-un moment în care marcase un gol într-un an și ultima victorie a fost cu un an și 8 luni înainte. Asta ca să ne aducem aminte. Primul obiectiv a fost să jucăm un fotbal frumos, ofensiv, pentru că am crezut mereu în calitatea jucătorilor noștri din atac. Și am terminat grupa cu 23 de goluri în 10 meciuri. Cred eu că este o medie bună pentru o calificare absolut meritată. Sigur că au fost și multe lucruri care m-au nemulțumit. În următoarea comisie tehnică voi cere permisiunea să prezint și eu un raport referitor la situația jucătorilor tineri din România, pentru că sunt unul din cei care cred în continuare că avem valoare, doar că ne lipsesc anumite lucruri. A fost minunată, o steară de vis, e al treilea joc al meu pe Giurești, a treia victorie, face parte din destin, dar cred că destinul începe să-mi întoarcă ratările campionatelor mondiale și europene de la echipa națională, cât am fost jucător, pentru că eu cred foarte mult în astfel de lucruri și sper să fie doar începutul. Da, e o seară minunată și e legată și de Giurești, dar giureștenii s-au comportat extraordinar. Nu cred că a simțit vreun jucător de la FCSB sau de la Dinamo sau de la oricare altă echipă încurajare mai puțină pentru ei. Credeți-mă, am crezut că a murit, Doamne ferește, Luis. Eu am văzut, nu știu de unde am văzut eu am văzut o talpă crampoane direct în gât. Eu am crezut că s-a dus. După care am văzut că mișcă și am văzut arbitru cu un cartonaș galben în mână. În secunda aia, deci mă gândeam la jucător și mă gândeam la un episod petrecut în Elveția, peste care foarte multă lume a trecut. Eu am invitat să vorbesc pentru a nu oferi alibiul jucătorilor. Noi în Elveția am primit gol cu offside de 3 metri și fault. 2-2 în 87. Noi eram calificați de mult. Dar pentru a nu oferi alibiul jucătorilor, am evitat să discut despre acest meci. Ei, când am văzut că domnul din Olanda vine cu îmi cer scuze, incalificabil gestul, e prima eliminare din viața mea, mi-am pierdut cumpătul, dar mă gândeam la jucător, l-am văzut că mișcă, am zis, nu mă gândeam că mai continuă niciodată. Nu știu cum s-a văzut la televizor, dar așa de când am văzut, s-a văzut și la televizor urât, nu? Mă gândeam la jucător, după care mi-a venit în minte episodul din Elveția și nu doar ăla, au mai fost câteva de-a lungul acestei campanii. Dacă scrie România pe noi, asta nu înseamnă că nu putem fi respectați la nivelul adversarilor noștri. Astăzi au fost unii din vestul Europei. Eu am văzut bine, i-a dat galben, nu? Dar noi cum să dai galben la o asemenea intrare? Dar cum să dai galben vreodată în istoria fotbalului? Eu n-am văzut în istoria fotbalului vreodată galben la o asemenea intrare. Nu cu regulile astea de acum, și acum 30 de ani. Da, a fost decisiv. Spiritul și unitatea noastră au fost decisive în obținerea acestei calificări. De acolo am plecat, de la meciul ăla am avut o săptămână să-l pregătesc cu Albania, știți foarte bine, 3-2, trebuia să fie 5-0 la un moment dat pentru noi, dar de atunci. Și plus, nu știu dacă a mai fost un selecționer în istoria echipei naționale care să nu aibă niciun meci amical vreodată. Acum îmi doresc amicale cu Brazilia, cu Argentina, Germania, Italia, Franța, toți la rând până la Euro. Ăsta e lucrul pe care mi-l doresc, nu mă interesează niciun rezultat, nimic, doar evoluția noastră, atât. Cel mai greu moment a fost meciul cu Armenia de aici, pentru că a fost primul după înfrângerea din Albania. Echipa nu căpătase încredere, echipa venea după o înfrângere, chiar dacă a venit într-o jumătate de oră, iar jocul ăla ne-a redat încrederea și a mai fost un episod legat de jucători când m-au cunoscut bine. Atunci m-au cunoscut bine, la Sibiu, înaintea jocului cu Finlanda, cu o zi înainte de joc, s-a întâmplat ceva care nu vă pot povesti. Atunci m-au cunoscut foarte bine și atunci, într-adevăr, a ieșit forța grupului la suprafață. Nu contează despre ce e vorba, atunci cred eu că s-a născut echipa asta. Nu am băut nici măcar un par de bere sau de vin cu ei, au voie tot timpul a doua zi, în seara asta îi provoc. Sănătate, Doamne ajută, mai bine. Mai bine, Doamne ajută. Dacă vreți tricouri de fotbal la cele mai bune prețuri, GoJersey vă oferă posibilitatea
de a vă lua modelul dorit, așa că aveți primul link în descriere, de aici puteți selecta, bineînțeles, mărimea, adăugați în coș unde, iar aici la discount adăugați codul CIPI care vă oferă o reducere de 15%, primul link în descriere. Cum ați trăit meciul de azi? Un meci dificil, un meci ne așteptam la acest lucru și datorită stării terenului, dar și datorită faptului că întâlneam o echipă care juca astăzi ultima șansă de a nu retrograda din această competiție. Un joc în care, sigur, am plecat cu un handicap care ne-a făcut să fim mai precauți în continuare. Cred că penaltiul, nu știu dacă a fost valabil, am văzut că și pe arbitru a ezitat până când s-a hotărât să-l dea, dar după aceea echipa a jucat bine, m-am mai avut două, trei ocazii, în prima repriză mai bine decât repriza a doua, dar cred că e și normal, pentru că ținând cont că în 3 zile am jucat la 30 de grade temperatură și am venit aici în condițiile astea, și influențează asupra randamentului jucătorilor. De aceea pot să spun de data asta, într-o confruntare fizică cu Lituania, am reușit să câștigăm duelurile de multe ori la mijlocul terenului, ceea ce ne-a permis să împiedicăm adversarului să își creeze spații de accelerare. Și chiar în condițiile astea, sigur, am avut câteva ezitări, câteva greșeli, poate că și presiunea acestui meci, necesitatea rezultatului, a făcut ca uneori să luăm niște decizii greșite în ce privește mai ales construcția jocului și menținerea controlului jocului. Drăgușin, ce contraatac fulgerător, Drăgușin, Man, iar apoi Drăguș marchează. Sigur, când se vorbesc astfel de spații de joc, absolut fiecare dintre jucători poate să fie un element important pentru a duce acțiunea la finalizare. El a făcut-o, un lucru care înainte nu vlocea, nu ieșea pe spații libere. Acum m-a înțeles că am ceea ce trebuie să facă și ceea ce aștept eu de la el. Și evoluția a fost foarte bună și sigur că sunt mulțumit pentru el și pentru Drăguș, mai ales, care a făcut un meci extraordinar. Păi da, pentru că contează foarte, foarte mult sfaturile care le primește. Nu s-a mai, n-am mai pierdut mingea aiurea, n-a fost deloc egoist, m-a întors jocul atunci când trebuia să ataca spațiile libere, a rămas în zonă centrală, a luat mingile la aerien, s-a bătut foarte, foarte curajos cu jucători ăștia foarte înalți, toți 1,90. Deci a făcut o partidă excelentă. 12 puncte din 12 posibile, mai avem două partide. Le jucăm ca să le câștigăm. Avem această obligație, pentru că orice victorie dă foarte multă încredere și pentru viitor și pentru ceea ce se va întâmpla. Sperăm să ajungem, învingând cele două echipe, să ajungem în primăvară, în semifinale, o finală, eu știu dacă putem să ajungem, la baraj, dar...